a zburat în șanț, jur, gen, am ieșit de acolo din benzinărie, aia e bandă de încadrare. Bă, cred că mi-am spart rezervorul. Mamă, am stricat astea. Eu auzi cum sună evacuarea, bă, băiatele, nu sună. Bă, dar sunt bă, bă, mâncava-aș gura voastră. Am alunecat cu mașina, stați așa că m-a speriat. Bă, m-a zburat în șanț, jur, gen. Am ieșit de acolo din benzinărie, aia e bandă de încadrare. Acum merg pe contrasens, gen. Că m-a aruncat mașina, jur, în șanț. Efectiv, am plecat, eram o bandă de încadrare. Nu știu cât aveam, 30-40. Și dintr-o dată s-a dus spatele tare. Și m-a aruncat în șanțul ăsta. Și acum, gen, mi-a ieșit mașina. Dar am încercat să-i dau cheie și nu mai pornește. N-am... Doamne, uite, am pământ în asta, vere. Ia, pă, să bea cum e. Bă, jur că nu fac mișto, uite, am numai... Da... Ce-a dat de nu mai pornește? A picat evacuarea. Bă, s-a învârtit mașina de 3 ori. Bă, mâncat... Bă, m-am speriat rău. Acum să se vede mai pune... Eu am zis că murim. Pune unul în spate și unul în față, bă. Eu știam că nu murim, dar gen... Ia, se vede oare urma? Nu se vede. Uite, aici am dat cu mașina. Aici am căzut, pe undeva am dat cu... Da urmă de cauciuc, nimic. Pana mea, era zăpadă, era gheață. Bă, cu... Nu vrei să știi cum am dus? Bă, eu încerc să o mai pornesc. De ce râzi? De ce râzi? De ce râzi? De ce râzi? Bă, eu văd că suntem pe contrasens, dar ce să fac? Bă, da, mai pot să le repun. Bă, cred că mi-am spart rezervorul, vere. Ba nu, că nu mă curs din el. Pute, a? Poate nu. Foc. Bă, dar vreau să văd gen ce are pe jos, de nu merge gen. Mamă, nu vine să cred. Bă, ce urât a plecat. Uite cum am ieșit pământul. E rup gen. Da, e dat bine. Dar nu picuri nimic din ea, nu nimic. Bă, nu s-a spart, dar de ce nu mai pornește? Poate să deconectat gen. Păi acum vreau să ridic capota. What the fuck, vere. Bă, sunt speriat gen, dar nu știu să fac. Că s-a întâmplat gen, n-am ce să mai fac. Cum mă duc înapoi cu mașina la București? Te mă tot mâncate. Bă, mie să nu vină unul tare, vere, să dea noi, Doamne ferește. Ok, hai să ne spăităm un pic să vă arăt că, gen, bă, jur că nu fac catering, nu-i de gândit cu așa ceva. Ca să înțelegem, eram la lucăilul ăla, asta e banda normală, da, eram o banda de accelerare. Acceleram, 30-40 aveam și am început să mă învârt. Neintenționat, mi-a plecat spatele, efectiv. Uite, aici, astea sunt urmele de la mașina aia. Cred că da, uite, ăsta e un plastic de-al meu, dar nu știu de unde e rupt. De pe aici, pe undeva. Încerc să mai pornesc? Da. Că dacă o pornesc... E bine. Măcar o dai în dreptul ăla. Da. Lasă-mi capota jos. Ok, a pornit. Bă, jur că nu glumesc, credeți-mă pe cuvânt. Bă, am căzut în șanț cu mașina, vere. Eram în banda de accelerare, 40-50 la oră, da? Deci acceleram, eram în... Plecam din locuil. Mașina mi-a plecat spatele, jur. Jur că nu-i mincină, bă, jur că nu aș fi avut niciodată curaj să mă joc cu așa ceva. Să-mi pun, Doamne ferește, să zici că vreau să fac vizualizări așa. Vă rog frumos, credeți-mă pe cum sunt speriat. Că am râs eu și ca așa. Asta a fost pentru că deja s-a întâmplat și așa mai departe. N-aveam ce să fac. Nici măcar nu mergeai cu viteza, adică eu nu înțeleg bă, cum ai reușit așa. Și care e faza? În cauciucuri all season și mi-a zis cineva, bă, sunt foarte proaste cauciucurile astea. Suntem la munte, câte grade sunt aici la noi la munte? Poți să dai să arăți pe telefon câte grade sunt? Poate-i pulei pe jos. Mașina mea nu are sisteme. Și fundul mi-a plecat și ne-am învârtit, am călcat frâna, probabil trebuia să accelerez, dar nu am avut instinctul să accelerez, că știu că nu-i bine să calci frâna când îți pleacă mașina. Și am început să ne învârtim mai tare, cu mai multă viteză. La un moment dat am mers cu spatele, am văzut șanțul, că gen când ne-am învârtit eu l-am văzut și am zis, n-avem cum, cădem în el 100%. Am trecut un pic pe lângă el, cu spatele am zis, dă-te în pana mea, doar m-am învârtit și atât, gen, nu cad în șanț. Și când mi-era lumea mai dragă și am zis, gata, am salvat-o și nu cad în șanț, am auzit, BUM, direct, spatele s-a dus în șanț. Poți spune ceva? Pe mine. Minus 4 grade, da? Merge, da, dar o să merg pe avarii. Mulțumesc lui Dumnezeu că a fost doar atât. Și că nu venea mașină din contrasens și că s-a întâmplat asta la ora asta târzie și 2 dimineața, e 3, ceva de genul. E prima zi când am venit acum la munte. Bine, am mai fost în trecut că voiam să-l văd pe tata. Și acum tot de asta, să-l văd pe tata și să-l iau să-l duc la aeroport, că duminică are avion. Și am zis, bă, hai să vin și eu de vineri ca să mai apuc să mai stau și eu cu el 2 zile. S-au culcat toți ai mei și eu am zis, bă, hai să mai ies cu tovarășii mei, că nu voiam să dorm. Bă, am 1.6, ok? Cât, ați văzut cât era de la Lucăil. Țineți cont că eu, în toată distanța asta, gen, m-aș învârti. Și nu e să zici că m-am învârtit 1.2 m. M-am învârtit mult, neintenționat. Țin să precizez asta de multe ori, dacă se uite cineva care crede că, bă, a vrut ăsta să se dea în stambă, să se dea tare, să facă drifturi pe stradă și a căzut în șanț și e prost. N-a fost așa, jur. Acum, cum repar mașina? Că nu știu ce e stricat la ea, nu știu de ce a pornit așa greu.
Eu dintre a treia nu scot, merg în 2000 de ture frumos, îl am pe băiatul meu în spate, merg pe avarii, nu e lume în față, nu e lume în spate, suntem doar noi pe stradă. Apa cum îmi stă? Îmi stă bine apa. Și benzină nu pierd. Sub mașină nu picura nimic. Ți-i drept, n-am dat cu motorul să zici că se strică, că de-aia gen mă panicasem un pic, că în capul eu nu făcea sens. De ce să nu-mi pornească mașina dacă eu am dat cu spatele? Că cu spatele am dat în șanț. Gen cu lateralul mașinii cumva am atins. Nu s-a atins oricum de motor, știi? Mă gândesc că poate când am dat cu țeava de eșapament, poate a tras un pic și a mutat ceva. Oricum o să mă duc, o să verific mașina. Bă, n-a crescut nimic, nici rezervorul, nimic. Bă, i-am dat cu spatele. Hai să ne uităm un pic la motor, farurile. Uite, ăsta e bulit, l-am bulit pe ăsta. Da, cred că mașina în contrasens. Asta am zis și pe vlog, îi mulțumesc lui Dumnezeu că s-a întâmplat tot la ora asta, doar cu noi pe drum și că n-a fost nicio mașină în contrasens. Hai să ne uităm un pic sub mașină, oare am cum așa? Mamă, am stricat astea. Eu auzi cum sună evacuarea, bă, băiatule, nu sună așa înainte. Bă, cam așa sună motorul acum, nu știu dacă m-auziți. Cred că sună mai bine ca la început, sincer, hai, facem și noi azi de necați, gata, plecăm spre casă. Am ajuns și eu acasă cu mașina, din fericire, am reușit să o aduc pe roți. Încă o dată, vă jur, ce s-a întâmplat nu a fost o chestie plănuită de mine, să zici că am vrut să vă bituiesc pe voi sau ceva. Învățați voi din greșeala mea și hai să ne uităm un pic la ce s-a întâmplat cu mașina. Pe partea asta nu văd nimic. Nu știu, actually, dacă e tot ok. Pot să observ ăsta că e sărit de aici, e mișcat. Asta e zgâriată, eșapamentul e dat într-o parte. Ați văzut că am găsit plasticul ăla, dar nu știu de unde e, s-a sărit el de undeva. Dar până acum asta e singura daună la mașină și noroiul ăsta și asta cred că e un pic mișcată. Aha, ce e aici? Eu nu văd, băieți, dar vă las pe voi să vedeți. Uite, aici am niște pământ, cred că am înduit asta, bă. De unde, bă, băieți, atât că îmi vin de dimineață, mă trezesc, mă gândeam, bă, cum să le zic alor mei, eu sunt abia trezit, gen, am toate hainele la spălat, m-am îmbrăcat cu ce aveam pe la zuga, gen. Mă gândeam cum să le zic alor mei și văd că a pus tata ăsta la loc și că am văzut, gen, uite, aici e zgâriată. Tata a zis că grupul e ok, e doar zgâriată. Să prindă înapoi... Laboratoarea. Eșapament, gen? Temperatură, nu. Laboratoarea de temperatură, oricum, a mai fost. Vedeți, cu arici. Exact, blocul intact. Eu nu vine să cred că de tanche mașina asta. Și trebuie îndreptat un pic în durata de vedere aici, unde e. Dar era strâmbă sau înstrâmbată eu? Nu știu, după cum se vede, e proaspăt cu toată treaba. Păi da, că aseara a avut loc tot. Ca să înțelegi, când m-am dat jos de la volan, mă așteptam să văd durata asta, cel puțin, ruptă așa într-o parte. Nu, și mie mi-a zis, mă, după aia că am auzit când vorbeai cu Ioana, îi spuneai. Auzit? Auzit, da. Bă, dar nu, oricum vă ziceam, dar nu știam cum. Aici trebuie să vedem că nu mai reușeam până toba. Mi-era frică că gen aseară nu am mai pornit din prima, știi? Și am stat și i-am dat câteva și a pornit când i-am dat accelerație. Ah, dar nu sparte. Primul impact l-ai avut la jumătate mașină. Mamă, cu jumătate de mașină ați căzut? Acolo a fost un impact. Gata, aici. Alt impact, vezi conductele? Am șters rezervorul. De la aici, impactul iarăși. Tot. Și aici cred că m-a scos din șanț. Când am lovit aici. De nu? Nu, că eu de la inerția mi și n-am scos eu. Acolo a fost cel mai mic impact. Okay. După aia a crescut impactul la jumătate aici. Aha. Și s-a dus până pe spate. Am înțeles. Păi și în spate tu ai mai încercat să dai înapoi, deci să îndoi de aia acolo. N-am încercat. Eu n-am rămas în șanț. Pe mine m-a scos inerția din șanț. Din a fost așa. Păi și ăla ai dat în șanț și m-a ridicat. Poate, că altfel nu-mi explic. Poate așa era de la început. Nu știu, e pământ aici așa, dar eu nu știu. Nu, dar totuși a fost și ăsta sărit. De-aia zic, că nu știu, tu ai mai încercat manevre probabil sau... Nu, jur, am pe filmare tot. Pe mine m-a scos inerția din șanț. Probabil e, nu știu, pig asta. Încă o chestie, tot timpul când ai de te, deci din moment ți-o fuge spatele în dreapta, virezi dreapta. În direcția în care îți fuge, acolo dai cu volanul. Da. Și automat te joci cu el, să redresezi. Învățați voi din greșelile mele. Dacă avem o mașină cu putere, puteai să o redresezi, că tu n-ai fost într-un drapaș controlat. Tu ai prins un poșghi de de casă și te-ai dus. Dar dacă avem așa o putere, puneai putere, poate o redresai, dar acolo n-aveți ce să faci. Mami, deci, am sărit în șansă cu mașina. Doamne ferește, nu vorbi așa de obicei. Glumesc, nu? Da, glumești. Nu glumesc. Lasă-mă că mi se face rău că tu mă sperii. Real chiar asta s-a întâmplat. Când? Unde? Cum? Aseară. În ce loc? În sine. De ce? Am accelerat așa. Că de ce trebuie să accelerezi? Nu tare, că era bandă de accelerare. Așa? Nu m-a accelerat tare și s-a dus așa. Și s-a învârtit țin șanță. Dar a văzut că n-are nimic și nici ori are nimic, sunt sănătos. Nu mai putem vorbi, așa că dacă s-a întâmplat. Adevărat, gata, mai zic că poate se întâmplă. Money line, I'm
I'ma run it every time.